Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritmi ce folosesc structura secvențială și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți programul C++ care calculează și afișează lungimea perimetrului unui triunghi dreptunghic cu un unghi de 30 de grade, știind că de la tastatură se citește un număr real strict pozitiv care reprezintă lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic. De exemplu, dacă lungimea ipotenuzei triunghiului ABC este 5, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 11,8301, reprezentând perimetrul triunghiului dreptunghic dat. Perimetrul triunghiului se calculează ca suma valorilor laturilor triunghiului dreptunghic cu un unghi de 30 de grade. Lungimea catetei opusă unghiului de 30 de grade din triunghiul dreptunghic este jumătate din lungimea ipotenuzei AB. Cealaltă catetă se va calcula cu ajutorul teoremei lui Pitagora, aplicată în triunghiul dreptunghic, pentru care se cunosc lungimile celorlaltor două laturi. În rezolvarea problemei, se utilizează variabila A, în care se citește de la tastatură lungimea ipotenuzei triunghiului ABC. Lungimea catetei AC va fi AP2, iar lungimea laturii BC se calculează cu ajutorul teoremei lui Pitagora. În programul principal se declară variabilele reale AC, BC, AB și P. În variabila P se va calcula perimetrul triunghiului dreptunghic ABC. Cu ajutorul instrucțiunii SIN se citește de la tastatură o valoare în variabila reală AB. Aceasta va fi strict pozitivă. Variabila AB corespunde ipotenuzei triunghiului dreptunghic ABC. Latura opusă unghiului de 30 de grade în triunghiul dreptunghic va avea lungimea jumătate din ipotenuza AB. În variabila BC se calculează cu ajutorul teoremei lui Pitagora lungimea celeilalte laturi. În variabila P se calculează suma valorilor variabilelor AB, AC și BC. Aceasta va fi afișată pe ecran cu ajutorul instrucțiunii cout. La execuția programului, dacă de la tastatură se citește valoarea 5, reprezentând lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic dat, atunci valoarea calculată și afișată de program pentru perimetrul triunghiului va fi 11,8301. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care calculează și afișează lungimea segmentului care unește vârful corespunzător unghiului drept din triunghiul dreptunghic ABC cu centrul de greutate al triunghiului ABC. Știind că de la tastatură se citește un număr real strict pozitiv care reprezintă lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic ABC. De exemplu, dacă lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic ABC este 6, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 2. Să ne reamintim faptul că centrul de greutate G al triunghiului dreptunghic ABC este situat la 2/3 de vârful B. Lungimea segmentului BM este, ca valoare, jumătate din lungimea ipotenuzei AC. În programul principal se declară variabilele reale AC, BM și BG. În variabila AC se citește valoarea reală strict pozitivă, corespunzătoare lungimii ipotenuzei triunghiului dreptunghic ABC. În variabila BM se calculează lungimea segmentului BM, iar în variabila BG se calculează distanța de la vârful B la centrul de greutate G din triunghiul dreptunghic ABC.
Valoarea variabilei BG va fi afișată pe ecran, precedată de un mesaj informativ cu ajutorul instrucțiunii SEEOUT. La execuția programului, dacă de la tastatură se citește valoarea 6 reprezentând lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic dat, atunci valoarea calculată și afișată de program pentru lungimea segmentului BG este 2. Aplicație practică 3. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care calculează și afișează lungimea segmentului MN, ce reprezintă linia mijlocie a triunghiului oarecare ABC. Știind că de la tastatură se citește un număr real, strict pozitiv, care reprezintă lungimea laturii triunghiului ABC, paralelă cu linia mijlocie a sa, MN. De exemplu, dacă lungimea laturii BC este 17, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se va afișa valoarea 8,5. Să ne reamintim faptul că lungimea liniei mijlocii din triunghiul ABC este egală cu jumătate din lungimea laturii BC. În programul principal se declară variabilele reale BC și MN. Se citește de la tastatură o valoare reală strict pozitivă în variabila BC. În variabila MN se calculează lungimea liniei mijlocii din triunghiul ABC. Această valoare va fi afișată pe ecran cu ajutorul instrucțiunii SEEOUT și va fi precedată de un mesaj informativ. La execuția programului, dacă lungimea citită de la tastatură pentru segmentul BC este 17, atunci lungimea segmentului MN afișată pe ecran va fi 8,5. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care calculează și afișează lungimea segmentului MN, ce reprezintă linia mijlocie a unui trapez oarecare ABCD. Știind că de la tastatură se citesc două numere reale strict pozitive, care reprezintă lungimile laturilor paralele AB și CD, corespunzătoare trapezului ABCD. De exemplu, dacă lungimea laturii AB este 5 și lungimea laturii CD este 10, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se va afișa valoarea 7,5. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru a calcula și afișa valori corespunzătoare elementelor de bază întâlnite la figurile geometrice studiate la matematică.